v mai zis că nu-mi plac conferințele? Da, cred că v-am mai zis, sau cel puțin nu-mi plac conferințele altora, îmi plac conferințele mele. Există, în schimb, o conferință, deși într-un fel simt că e un pic și -a mea, există o conferință care pot spune, face excepție, conferința Great People Inside, pe care Doru Dima o organizează în Brașov de, cred că, 16 ani, e a 16-a ediție între 9 și 10 octombrie în acest an la Brașov. De ce e așa de șmecheră conferința asta? De ce e tare Great People Inside? Pai uh, să ne spună Doru, Doru, de ce e așa de tare conferința asta? Păi, Adi, hai să ne uităm un pic la tine. Tu ești de patru ani noi la conferință. Asta înseamnă că ceva, ceva îți aduce plus valoare. Ne spuneau partenerii noștri că după fiecare conferință de noastră pleacă cu foarte mulți clienți. E foarte adevărat. Pe de altă parte, tu anul ăsta o să ai un speech. Eu sunt de-a dreptul curios. Practic, la speech-ul tău eu o să fiu prezentatorul conferinței, așa că să te pregătești să te prezint. Frumos, bineînțeles, ca în fiecare an. Și bineînțeles să respecti timpul, da? că asta e problema noastră la conferință. Nu reușim să ne păstrăm tot timpul în marja aia de 20 de minute pe care o alocăm fiecărui speaker. De ce vii tu de patru ani? Asta o să spui tu. De ce vin alți oameni de atâția ani, adică alții înseamnă aproape 500 de oameni. 500 de oameni la cea de 16 ediție, suntem deja peste 350 și în fiecare zi se înscriu cam 10 persoane. Deci anticipez de anul ăsta să sărim de această cifră, ceea ce chiar ne creează mici probleme logistice. Pe de altă parte, vreți să vedeți ce vă rezervă viitorul? Vreți să știți ce trebuie să facă managerii voștri? Vreți să știți de ce vă pleacă oamenii? Vreți să știți de ce nu știți să faceți recrutare? Sau de ce știți să faceți recrutare, dar nu găsiți oameni? Veniți la noi! Conferințele Great People Inside nu reprezintă un business. Conferințele Great People Inside reprezintă o stare.